dragi cetățeni, am acordat un material special reabilitărilor de torenți de pe Valea Stănicului. Sunt informații că acest proiect ar fi existat când am ajuns eu în primărie, este o mare minciună. Proiectul a fost făcut în 2009, un proiect făcut pe genunchi, de altfel și depus la Agenția de Dezvoltare Nord-Est, care nu a primit aprobare, respectiv, Vă asigur că nu am putut folosi nimic din hârtiile alea care erau în niște drafturi. Da? Vă dați seama, 2009-2016, deja au trecut șapte ani, niciun studiu, geotopo și toate celelalte, la maxim cinci ani de zile, trebuie să le refaci. În sensul acesta, imediat după inundațiile din 2018, am pornit proiectul de reabilitare de Torență. Sunt aproape doi ani de zile de muncă, de eforturi, pentru că a trebuit să cadastrăm, toți acești opt torenți de pe Valea Stănicului, este vorba de Stroiu, da? pârâul Stroiu, pârâul Tudorache pe săratul, este vorba de pârâul de la Fraga, de acolo, de la, de la, fosta, de la fostul garaj al IBC-ului, la deal până sus în munte. Mai la vale, pârâul Arieș, de la de la Cireșoia, este pârâul de la Biserica Ortodoxă de la Cerdac, de pe Florilor, la, la, acolo la Țaina, la mai sus, este vorba de pârâul de la intrare în Cireșoarea Arieș, pârâul Bradului și pârâul Muncel. Sunt opt torenți care vor fi reabilitați pentru care proiectul înseamnă 200 de miliarde de lei vechi, 20 de milioane de ron. O să se întrebe cetățenii ce se va întâmpla cu așa mulți bani, ce se vor face. Acest proiect este foarte bine întocmit, a fost susținut și a trecut chiar săptămâna trecută cu votul unanim al Comisiei. Mai rar spunea Comisia când nimeni nu se opune. Și chiar dacă suma este foarte mare, noi am reușit să argumentăm de ce trebuie să apelăm la această uh, metodă de reabilitare. Și vă spun mai pe înțeles așa ca să uh, știe toți cetățenii, uh, în uh, partea de sus de unde vine pârâul din munte, de unde vine el, se vor face minim două baraje de retenția a aluviunilor în sensul în care dacă acolo în baraje ajung niște pietre mai mari și bolovan, vor fi reținute acolo și mai la vale pleacă doar partea mai fluidă și pârâul de acolo va fi amenajat atât pe cele două laturi, cât și fundul pârâului va fi betonat acest lucru ne va ajuta pentru că nu se va mai eroda. Dacă vă uitați, s-a erodat sub, sub, gabioane sau sub zidurile de sprijin și zidurile s-au răsturnat în pârâu și de fapt asta este principalul, principala cauză că de uh, amenajările făcute de, de, mulți ani în urmă nu au rezistat. Ele trebuie să făcute cu prag betonat și din când în când va mai fi câte o cascadă mică ca să rupă viteza apei. Viteza acestor afluenți, viteza apei care vine pe această afluență este de 6 până la 12, 12 metri pe secundă, respectiv și impactul este foarte puternic asupra acestor ziduri. Se vor amenaja drumurile adiacente acestor părai, se vor face rigole de, pentru pluvială, pentru uh, anumite uh, zone, uh, în anumite zone unde apa vine din, din deal și trebuie descărcată în aceste părai. Acest proiect este deja aprobat, el va fi scos foarte curând la licitații, este și finanțarea aprobată și sper eu ca imediat cu rezolvarea acestor proiecte, Valea Slăncului să fie mai sigură și cetățeanul să nu mai fie speriat la fiecare inundație. Ce o să avem noi de făcut după aceste, după eventuale inundații? O să avem de decolmatat acolo sus în baraje, să scoatem, să golim practic barajul, în așa fel încât la următoarea inundație să se poată, să, să se rețină acolo toate aceste arocamente. Și noi continuăm acum, am acordat deja sprijin pentru torenții mai mici pentru anumite pârâiași de astea care abia curg pe timp de secetă, dar care în momentul inundațiilor adună cantități foarte mari de apă. Și asta le vom face din bugetul local și lucrurile vor evolua foarte rapid, în așa fel încât cetățenii noștri să fie din ce în ce mai protejați. Am uitat să vă spun că pe toți acești torenți unde este nevoie se vor face poduri de acces de pe o parte pe cealaltă, pentru că sunt situații, cum este Bradului sau altele, unde trebuie traversat acest pâriaș de mai multe ori. Și toate acestea sunt trecute în proiect și proiectul este făcut cu maximă atenție și încă. Vreau să vă spun că la Compania Națională de Investiții ne-au spus că un asemenea proiect încă nu s-a aprobat în România până acum. În sensul în care i s-a dat o atenție foarte mare specialiști de la Facultatea de Arhitectură din Iași, specialiști în hidrotehnică și-au spus părerea și și-au adus aportul pentru acest proiect. Eu sper că odată cu implementarea lui să Vedeți și dumneavoastră o muncă de aproape 2 ani de zile pe care noi am dus-o, și mulțumesc colegilor mei din primărie și mulțumesc tuturor forurilor care ne-au ajutat în acest sens.